Ocazia împlinirii 157 de ani de la Unirea Principatelor Române, duminică 24 ianuarie, oameni de cultură, politicieni, dar și foarte mulți tineri care au venit îmbrăcați în costume tradiționale românești la un simpozion dedicat acestui moment istoric de referință din istoria românilor, înfăptuit de către Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe de la cabinetul deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae, și a fost organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. În deschiderea acțiunii, Alina Mecla, președintele Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu, a adresat un cuvânt de salut din partea organizatorilor. Asociația Uniți pentru Giurgiu vrea să facă o tradiție din a sărbători această zi de 24 ianuarie, tocmai pentru că ea reprezintă unul dintre motivele pentru care a luat naștere această asociație. Ideea de unitate, de consens și de armonie. Ne bucurăm că sunt alături de noi și tineri și persoane în vârstă și oameni din politică, dar și oameni din Academie. Ne bucurăm că sunt alături de noi oameni care ne pot spune câteva cuvinte despre ce reprezintă această zi pentru români, pentru noi în mod deosebit. Se pare că dăm dovadă încă o dată că putem să fim uniți. Astăzi, uniți pentru România, să spunem, deși asociația noastră este un pic mai restrânsă și considerăm că unitatea se poate naște și la Giurgiu. Apoi au rememorat șirul istoric al evenimentelor profesorul Gheorghe Dumitrescu, istoricul Emil Păunescu și publicistul Dan Mucenic, directorul Bibliotecii Județene Ia Basarabescu Giurgiu. Mă bucur că această aniversare, acestui eveniment a devenit o tradiție. Anul acesta, împlinindu-se 157 de ani de la Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859. Despre acest eveniment se poate vorbi, fără exagerare, nu ore întregi, ci zile întregi. M-am gândit, datorită faptului că trăim într-un context internațional destul de dificil și delicat, bineînțeles, din care face parte și România, să vorbesc despre unirea principatelor în contextul internațional al vremii. De altfel, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, asistăm la formarea statelor naționale moderne, atât în Europa, cât și în Asia și America. În câteva cuvinte, o epocă care a fost ilustrată de mari personalități ale acestui neam, mulți dintre ei din generația Revoluției de la 1848 și mulți care au avut legături cu acest colț de țară, cu actualul județ Giurgiu, colțul județul Arca. Am amintit și anul trecut despre faptul că la 24 ianuarie la adunarea electivă de pe dealul Mitropoliei din București, cel care a făcut propunerea alegerii și în Muntenia a domnului Moldovei, a fost un reprezentant al acestui județ, viitor ministru de externe al Alexandru Ioan Cuza, Apostol Arsachi. Doctorul Apostol Arsachi, moșierul de la Predea, a fost unul din cei mai inteligenți politicieni din secolul al XIX-lea, un fel de Talleyrand al României și el a determinat atunci o adunare care era conservatoare și care era practicant unionistă să schimbe pentru interesul național opțiuni. Un politician important al Giurgiului în acea epocă a fost deputatul orașului Ndivan Mascoc,
fostul locotenent al lui Cristian Tel în garnizoana orașului în vremea Revoluției de la 48, Grigore Selurie, pe nume, care ulterior va ajunge prefect al Poliției Capitalei și un om deschis către modernitate, traducător prin franceză și italiană. Acest Selurie a militat pentru unire și a adus în prim plan ceea ce face sau vrea să facă asociația care ne găzduiește astăzi, adică conservatorii au vrut să-i infirme alegerea lui Selurie, pe motiv că în perioada exilului fusese și el trimis după înfrângerea Revoluției de la 48 în străinătate, își pierduse proprietatea în oraș, ori legea spunea că nu poate candida decât cineva care are cel puțin o casă în orașul respectiv. Ce-au făcut giurgiuvenii? Pe vremea aceea nu puteau apela la bancomate, au strâns ce-au avut în buzunare și i-au cumpărat în câteva ore o casă pentru a putea candida la Dinban Marcoc. Mai pot da și alte nume de personalități care sunt legate de evenimentele acestea ale septenatului Lucuza, cei 7 ani de reforme, cei mai productivi din istoria modernă a țării noastre. Păi, să ne gândim că cel care a făcut celebra reformă cu învățământul primar gratuit, ministrul învățământului și culturii în guvernul Lucuza, a fost poetul și marele revoluționar născut la Bolintin Vale, Dimitrie Volchinea. Un moment istoric adevărat este cel care devine pildă pentru viitorime. Noi trebuie să înțelegem câteva lucruri din această mică unire, sugerate și de domnul Dumitrescu și de domnul Păunescu. E vorba de lucruri pe care noi le facem cam la 4 ani odată, atunci când suntem în pragul unei opțiuni. Deci, momentul unirii este momentul unei opțiuni clare a națiunii, pentru că, așa cum se știe, vorba românului la momentul acela era că unirea nației a făcut-o. Deci, obiectivul clar. Obiectiv generos. Obiectiv care să conducă la un plus de civilizație și de prosperitate, ceea ce s-a și întâmplat de asta. Apoi, alegerea oamenilor potriviți care să poată să ducă la îndeplinire. Sigur, niciodată nu o să existe consens absolut. Și atunci au fost oameni care s-au opus în diferite moduri unii. Dar cei mulți au învins, iar cei care îi reprezentau pe cei mulți au fost mai buni, mai inteligenți și mai uniți decât cei care se opuneau procesului unii. Deci, modul în care națiunea își alege reprezentanți, modul în care ea își vizualizează devenirea în timp, este decisivă. Apoi, unitatea celor pe care națiunea i-a desemnat. Ei trebuie să alcătuiască, așa cum bine se zice aici, o elită care să fie pusă în slujba unui popor care se vrea unit, fiind în primul rând ea, această elită unită. Deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, a descris în cuvinte scurte, dar esențiale, Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire, Marea Unire fiind cea de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, ca fiind un moment crucial care reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, cerând asistenței să rămână în aceeași unitate care dăinuie în timp. Dorința de unire, patriotismul și credința românilor au pus bazele dezvoltării României moderne, a statului național, unitar, România. Cu
acest prilej, în această variață zi, permiteți-mi să urez la mulți ani tuturor, la mulți ani România, și să dea Dumnezeu ca toate rugăciunile noastre și toată priceperea noastră să se îndrepte și asupra orașului și județului nostru, pentru că este nevoie de a nu ne uita înainte și pentru că riscăm să repetăm unele greșeli care au avut domnile lor și trebuie să înțelegem că uniți vom fi mai puternici. La mulți ani tuturor! Despre unitate și speranță a vorbit și Dumitru Băianu, copreședintele PNL Giurgiu, participant activ la evenimentul de duminică, de altfel unicul derulat în orașul Giurgiu. Aș saluta evenimentul organizat la cabinetul domnului deputat, la sediul Asociației Uniți pentru Giurgiu. Este al doilea an și mi-aș dori ca acest eveniment să aibă deja perenitate, pentru că e nevoie și pentru giurgiuveni să cultivăm și acest îndemn la unitate și mai ales la speranță. Și aici, cu prezența dumneavoastră, aș face legătura cu marele eveniment de importanță națională, care demonstrează, cum spuneau invitații noștri de marcă, că atunci când există o conjunctură internațională favorabilă, dar când beneficiem și de o elită, lucrurile pot să capete o importanță și o turnură extrem de potrivită pentru ceea ce își doresc românii. Să dea Dumnezeu ca toate speranțele de atunci, care au animat acei politicieni, acei oameni implicați, să contribuie și în prezent și în viitor la realizarea și transpunerea în practică a tuturor dorințelor de mai bine pe care le au românii și pe care îndreptățit le-au și giurgiuvenii. La mulți ani tuturor, să dea Dumnezeu să fie mai bine pentru toți. La final, toți cei prezenți la această manifestare s-au prins în Hora Unirii, încheind astfel evenimentul de la Giurgiu. Thank you.